Bucură-te, omule, să nu fii posomorât, omule, să te bucuri. Posomorârea nu trebuie să aibă niciun loc în viața ta, înțelegi? Aruncă-o de pe tine, te distruge, te ține pe loc, nu vezi? Posomorârea e un lucru viclean. Vrei să simți că-ți plânge lumea de milă? Vrei să te simți uitat de toți, să cârtești? Ce sunt toate acestea? Unde mergi așa? Ce aștepți? Să-i fie cuiva milă de tine? Chiar dacă i-ar fi milă, după aceea ce o să faci? Vei ajunge singur. Pe omul posomorât nimeni nu-l suportă. Revino-ți, trezește-te cât mai ai timp și să nu crezi că posomorârea are vreo legătură cu durerea. Nu, omule, ești confuz. Cei care au suferit știu bine asta. Durerea este tăcută, discretă, are demnitate. Durerea are noblețe. De aceea îți spun, încetează să mai fii posomorât. Este cel puțin o lipsă de recunoștință. Revino-ți, spune un slavă Domnului. Bucură-te, omule, bucură-te de orice clipă. Iubiți telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Glasul Bisericii, la postul de televiziune Nord-Vest TV Satu Mare. Azi îl avem ca invitat pe Părintele Cristian Sabo, un preot dedicat, trup și suflet, lui Dumnezeu, Bisericii și credincioșilor pe care îi conduce prin slujirea sa pe calea mântuirii. Are o fire blajină, urmând îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos, acela de a fi blând și smerit cu inima, răspândind bunătate, iubire, pace și lumină în jurul său. Ne cunoaștem de mulți ani, dinainte ca sfinția sa să devină preot, perioadă în care, profesor de religie fiind, venea deseori la biserica în care slujesc, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare, stând de vorbă și sfătuindu-ne. Am slujit de mai multe ori împreună și mi-aduc aminte cu plăcere de Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca din urmă cu 2 ani, când în această biserică frumoasă, minunată, am săvârșit împreună taina Sfântului Maslu, aducând din Catedrala Sădmăriană icoana Maicii Domnului Pantanasa. De asemenea, îmi aduc aminte de Duminica tot a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca din acest an, când iar împreună am săvârșit taina Sfântului Maslu, aducând de această dată din biserica noastră icoana Sfântului Nectarie. Au fost 2 zile deosebite, 2 zile de sărbătoare, fiind prezenți foarte mulți credincioși, încărcându-se duhovnicește și pregătindu-se pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Părinte Cristian, bine v-am găsit în biserica parohiei pe care cu demnitate o păstoriți. Doamne ajută, bine v-am găsit! Mă bucur că ați venit într-o zi atât de frumoasă, parcă și Dumnezeu, prin darul Său, natura aceasta frumoasă, ne-a rânduit nouă să ne întâlnim cu multă bucurie, așa cum am fost foarte atent la ceea ce ne-ați citit la început, Părinte, foarte frumoase cuvinte, de a ne arăta că zbuciumul omului de astăzi n-ar trebui să fie doar prin această tristețe. El trebuie să cunoască până la urmă și bucuria pentru care Dumnezeu i-a dorit această viață ca o adevărată bucurie. Vă mulțumesc că ați venit în mijlocul nostru. Sunt sigur că ați simțit și dumneavoastră ceea ce am simțit și eu când am venit prima dată în această parohie, o deplină bucurie, atât din partea credincioșilor pe care îi păstoresc, cât și din minunățile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat nouă. Pot spune că viața aceasta pentru noi ne duce de multe ori prin niște culmi
la care omul nici nu poate să viseze, dar Dumnezeu, fiind cu multă dragoste față de om, iată, îl desăvârșește prin multe, multe bucurii. Mulțumim, Părinte, pentru că ne-ați primit. Pentru început, vă adresez o întrebare simplă, urmată de alte întrebări. Cine este Părintele Cristian Sabo? Unde ați studiat? Cum ați simțit chemarea lui Dumnezeu spre preoție? Ce ne puteți spune despre familia dumneavoastră cu care va binecuvânta Dumnezeu? Apoi, ne puteți oferi câteva exemple cu privire la acțiunile dumneavoastră gospodărești, edilitare, educative, catehetice, filantropice? Aveți și anumite planuri de viitor? Vă mulțumesc pentru întrebare. Ca părinte, întotdeauna, așa cum am spus la început, Dumnezeu ne pregătește viața așa cum nu putem să ne închipuim, dar trebuie să și ascultăm. Pot spune că această chemare a preoției am simțit-o undeva în clasa a 7-a, 8-a, datorită unei doamne profesoare de religie, care mi-a insuflat mai întâi dragostea aceasta față de ora de religie și mai apoi, mergând de multe ori la bunici în Hodișa, la biserică, acolo, ascultându-l pe părintele Silaghi, care păstorește astăzi pe strada Botezul la Sfinții Apostoli Petru și Pavel, am văzut o minunăție în rugăciunile pe care le rostea. Și m-am atașat așa de mult, întrucât am zis că nu poate să fie nimic mai frumos decât a slăvi pe Dumnezeu în cuvânt și în faptă. Și de acolo pot spune că a început totul, urmând, ca să termin liceul, Colegiul Național Ioan Slavici, unde am fost în prima clasă de teologie ortodoxă înființată la pastorală la noi în satul mare. A fost o mare bucurie pentru toată lumea, nefiind poate posibilitatea de a merge înspre Baia Mare. Iată că Dumnezeu așa le-a rânduit ca să aibă și Sătmarul un început atât de frumos. Și mai apoi am urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă Pastorală la Universitatea de Nord din Baia Mare. Acolo am aprofundat ceea ce înseamnă teologie și mi-a plăcut atât de mult, întrucât am continuat studiile cu masteratul în teologie creștină și spiritualitate europeană. Am avut parte de profesori deosebiți, care prin cuvântul lor de învățătură pot să spun eu că inima așa mi-a rodit, întrucât am urmat calea aceasta a preoției și așa cum ați rostit și Sfinția voastră, dacă mă duceți aminte, când am fost la dumneavoastră în biserică și cum mi-ați spus că ne-am sfătuit și v-am cerut părerea în ceea ce privește partea aceasta a pastorației, care are și frumusețile ei, dar și greutățile ei. Și mi-am dorit foarte mult, mi-am pus în suflet lucrul acesta și l-am săvârșit. În ceea ce privește familia mea, eu zic că Dumnezeu mi-a rânduit să am o bucurie extraordinară. Întâi de toate, am doi copilași. Felicitări! Vă mulțumesc! Pe care, cum zice orice tată, probabil îi iubesc mai mult ca orice pe lumea aceasta. Am o soție foarte devotată, ca doamnă preoteasă, își împlinește ceea ce înseamnă, cum spuneau și Sfinții Părinți, jumătate din activitatea părintelui o împlinește și doamna preoteasă, ajutându-mă și fiindu-mi alături atunci când de multe ori mă simt copleșit de greutățile acestei greutățile lumei sau greutățile acestei parohii. Nădăjduiesc că Dumnezeu ne va da în continuare mai multe bucurii. Un om, cred că, întâlnește în viața aceasta cea mai mare bucurie prin copiii săi, care sunt mlădițele ce vestesc cu adevărat frumusețea vieții. Iar în ceea ce privește viața parohială, a fost una destul de activă, o consider eu. În ce sens? În partea de construcții am reușit să construim o capelă la necesitatea credincioșilor din parohia noastră. În cea mai mare parte, să știți că este
binecuvântarea lui Dumnezeu și puterea credincioșilor de a săvârși astfel de construcții. Am renovat și parțial din biserică, în ceea ce privește treptele bisericii. S-au făcut multe achiziții pentru Sfânta Biserică, renovări la casa parohială, ceea ce consider eu că orice preot nădăjduiește ca activitatea sa să fie împlinită prin ceva ce se și vede uneori palpabil. Dar ceea ce este cel mai important și lucrarea spirituală pe care omul trebuie să o aibă în sufletul fiecărui credincioș. Din păcate, Părinte, pandemia aceasta puțin ne-a zdruncinat. Ne-a zdruncinat. Cred. Poate pe unii i-a fugărit din credința, poate știrbită puțin. Dar nădăjduiesc că Dumnezeu este Cel care lucrează și îi va aduce în dreapta credință. Cu le va arăta că, de fapt, nimic nu este mai de folos în viața aceasta decât puterea și harul lui Dumnezeu. De aceea, în ceea ce privesc tinerii, 2020 a fost un an destul de greu pentru noi cu tinerii. Noi înainte am avut foarte multe activități, în ceea ce privește am făcut două școli de vară, 2018-2019. Minunat. Ceea ce a fost foarte frumos pentru copilaj. Avem foarte multe activități la casa parohială, ceea ce le place uneori tinerii, pentru că și noi preoții, până la urmă, trebuie să ne coborâm puțin și la vremurile acestei vieți și să-i înțelegem pe tineri, să-i atragem, să-i arătăm că Hristos ne cheamă pe toți, pe fiecare în felul său. Așa este. În această duminică, a șasea din postul mare, a floriilor, citim la Sfânta Liturghie o frumoasă pericopă evanghelică, intitulată A intrării Domnului în Ierusalim, cuprinsă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, versetele 1 până la 18. Voi da citire pericopei, după care vă rog, Părinte, să o tâlcuiți, așa cum știți, pentru telespectatorii noștri. Deci, cu șase zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Și i-au făcut acolo cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau cu el la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscariotianul, unul dintre ucenicii lui, care avea să-l vândă, a zis: pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-l fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur și, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci Iisus: las-o, că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat, că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și s-au sfătuit arhiereii ca și pe Lazar să-l omoare. Căci din cauza lui, mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi, mulțime multă care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a lui și strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratul lui Israel. Și Iisus, găsind un asin tânăr, așezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată Împăratul tău vine, șezând pe mânzul asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru el și că acestea i le-au făcut lui. Deci, da mărăturie mulțimea care era cu el, când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți.
De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta. Părinte Cristian, ce semnificație are episodul, prasnicul intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim? Ce mesaj ne transmite oare Fiul lui Dumnezeu? De ce se numește această zi Duminica Floriilor? Precucece, Părinte, iubiți telespectatori, putem spune că această sărbătoare are o îndoită înțelegere. Mai întâi ca o bucurie mare, așa cum ați citit și Sfinția voastră, intrarea Domnului în Ierusalim reprezintă o bucurie pentru toți cei care l-au așteptat și l-au primit ca un adevărat împărat. Chiar mi-aduc aminte de cuvântul din predica părintelui Ilie Cleopa, care zicea că Iisus Hristos a intrat ca un împărat într-o slavă în Ierusalim. Arătându-ne că, într-adevăr, deși mari împărați au intrat pe cal alb, primis cu petale de trandafir, iată, Hristos îi mai arată o cale mai frumoasă, a una a smereniei, intrând în cetatea Ierusalimului, smerit pe mânzul unei asine, primind cu bucurie toată această prezentare a oamenilor înaintea sa ca un adevărat împărat, dar în același timp și cu întristare. O întristare pentru că, iată, trădarea, am putea spune, nu numai a lui Iuda, ci cât și a neamului omenesc, de ceea ce privește această săptămână, ceea ce urmează, se întrevede parcă în această Duminică a Floriilor. Pentru că Hristos știa ce avea să vină, știa durerile Dumnezeu și om fiind, și văzând că poate chiar o parte din cei care strigau Osana întru cele Iisus, bine este cuvântat ceea ce vine în lume Domnului, chiar poate o parte dintre ei sunt cei care vor striga peste câteva zile, răstignește-L, răstignește-L. Mă întreb ce-o fi fost în inima Mântuitorului atunci când, văzând că poate mulți dintre cei care îl primeau cu bucurie, unii dintre ei îl vor trăda în fața lui Pilat din Pont. Într-adevăr, această sărbătoare, dacă bine mi-aduc aminte, a fost pentru prima dată sărbătorită undeva în secolul al IV-lea, în Ierusalim, în cetatea Ierusalimului. Și de atunci până astăzi ea a suferit câteva modificări înspre bucuria creștinului care, venind la Sfânta Biserică, își întrevede în suflet ceea ce înseamnă, pe de o parte, așa cum am spus, bucuria că împăratul sau mielul lui Dumnezeu vine spre altarul de jertfă și în același timp întristarea sufletelor noastre că Hristos avea să treacă prin câteva zile pline de umilință, pline de dureri, de suferință, ceea ce am putea spune că și Hristos ne-a convins prin durerile sale că în viață trebuie să le poți duce precum crucea în spinare înspre dealul Golgotei ca un adevărat urcuș duhovnicesc spre înviere. Părinte Cristian, așa precum ați subliniat, Duminica Floriilor reprezintă chiar începutul pătimirilor Domnului Iisus Hristos, pătimiri la care și noi vom fi părtași prin intermediul slujbelor Sfintei noastre Biserici. Și noi, împreună cu Mântuitorul, vom purta crucea urcând pe Golgota, iar apoi ne vom bucura de învierea cea de a treia zi a Domnului din morți. De fapt, și această viață noastră pământească este un urcuș spre înviere și acest urcuș nu poate fi parcurs oricum, ci uneori cu crucea în spate. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate, prin răsfăț, ci urmând drumul crucii, bine știind că apoi urmează biruința, urmează victoria. Mai întâi ne învingem pe noi înșine, apoi învingem patimile, viciile, păcatele,
înlocuindu-le cu faptele cele bune, cu virtuțile, întrucât nu este suficient doar să îndepărtăm păcatul, cum facem prin taina spovedaniei, ci este nevoie să înlocuim păcatul cu virtutea contrară, pentru că păcatul, odată plecat, lasă un loc gol, și ca nu cumva acel loc gol să se umple din nou cu păcatul care poate reveni, acel loc gol se cuvine să fie umplut de o virtute, de o faptă bună, pentru ca păcatul întorcându-se să nu mai aibă loc să se sălășluiască în ființa noastră. Și asta facem și noi pe perioada Apostolului Mare. Ne pregătim sufletește, mărturisindu-ne, adică spovedindu-ne, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, simțind că începem o viață nouă, o viață în care suntem mult mai puternici, întrucât Hristos pătrunde în ființa noastră și luptă împreună cu noi și se bucură împreună cu noi. Ce înseamnă, Părinte, Săptămâna Mare în care acum intrăm? Dar cuvântul denie, pentru că știm că seara în această săptămână se săvârșesc deniile. Așa este, Preacucenice Părinte, în fiecare seară se va săvârși această denie, o slujbă care, deși zicem este rugăciunea de dimineață, se săvârșește seara, ca și o priveghere, dar este o diferență și între priveghere și rugăciunea de dimineață, pentru că totul se rezumă la ceea ce se întâmplă în Săptămâna Mare. Adică, începând cu luni, am putea spune că în denia de luni, de duminică seara, de acum seara, ni se va prezenta cum Iacob, închipuind oarecumva pe Iisus Hristos, fiul patriarhul, el având un fiu Iosif, el va fi cel care va mărturisi prin ceea ce avea să treacă Mântuitorul Iisus Hristos. Totul se începe, iată, prin viclenia acestui vrășmaș care caută, mai întâi iscodește inima omului pentru a căuta o patimă de care să se lege, pentru că, dacă să mine să ne gândim, Iuda, vorbim despre cei 30 de arginți pe care i-au oferit căpetenile pentru a-L vinde pe Iisus Hristos, dar adevăratul păcat a fost acesta al lăcomiei, în care omul de astăzi probabil se lăcomește și în sufletul lui lasă pe Dumnezeu pentru lucrurile mărețe lumești, uitând că de fapt adevărata viață este cea veșnică și că numai Dumnezeu ne poate oferi ceea ce înseamnă cu adevărat bucuria vieții cele veșnice sau împărăția sa cea cerească. Iar marți, în denia de luni seara, ni se vestește cum împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu ceea ce avem în pilda celor 10 fecioare. Nu oricine va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, așa cum a zis și Sfinția voastră, fără un pic de trudă. Dumnezeu ne primește, ne iubește, fiindcă El și ne vestește în cuvântul Evangheliei că dorește ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Ei nu vreau moartea păcătosului, ca și orice tată ce-și iubește fiii. Dar, în schimb, iată că omul trebuie să fie treaz, trebuie să fie veghetor și cu sufletul și cu trupul, pentru a vedea că, într-adevăr, calea pe care ne-a arătat-o Iisus Hristos este una strâmtă și grea, dar se poate ajunge la capătul ei prin stăruință în rugăciune, în post, pentru că totuși este ultima săptămână din post, în care omul se nevoiește pentru poate ultima sută de metri, în care încearcă să se apropie de Dumnezeu cu toată ființa sa. Mai apoi avem în următoarea denie plângerea pe care o face păcătoasa, ce spală picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. Este un lucru deosebit, Părinte, să vezi cum omul, chiar dacă este poate dintr-o viață foarte stricată, poate dintr-o perioadă zbuciumată, Hristos ne primește cu toată dragostea, ne îmbrățișează, primește lacrimile fiecăruia care încearcă să ajungă la El. Și nu doar atât, dar omul care prin căință
cu adevărată căință, nu formalism, că într-adevăr Sfinții au asta mai pomenit un lucru deosebit. Lucrurile nu se fac doar prin taina spovedanii. Că se mărturisește un lucru și apoi să-l săvârșești din nou, poți să spui că te întorci la lucrul de unde ai pornit. Și nu n-ai reușit să găsești lumina cea adevărată care să-ți vegheze sufletul, care probabil de multe ori se pierde ca într-o pădure întunecoasă și se întoarce iar la locul de unde a pornit. Și dimpotrivă, omul are nevoie de ceva mai deasupra simțurilor lumești, ca sufletul lui să se despartă puțin, să se trezească din lumea aceasta și să vadă cu adevărat cine este Hristos și încotro trebuie să-și îndrepte pașii spre mântuirea sa. Aș spune, preacucenice părinte, că formalismul poate uneori în biserica noastră a prins un pic de contur. Dar uneori greutățile vieții te mai scutură puțin și îți atrage atenția că nu ești pe calea cea dreaptă. Dumnezeu ne îndreaptă spre cele cerești. Întotdeauna Dumnezeu se îngrijește de sufletul omului, dar mântuirea nu trebuie să vină doar din partea lui Dumnezeu, ci trebuie să pornească și din sufletul omului. Ca și plângerea acestei femei, care, iată, păcătoasă fiind, își plânge păcatele sale la picioarele Mântuitorului, așa cum ar trebui să o facă fiecare credincios în parte, și mai apoi Mântuitorul se bucură de întoarcerea acelui păcătos, acestei păcătoase care, iată, fiind primită în brațele Mântuitorului, cu toate că cei din jur au căutat, poate prin ca fiind cârcotaș, prin ură, prin invidie, pentru că vrășmașul lucrează precum rageleul în pustie. Nu se odihnește, nu mănâncă, nu bea apă, ci caută întotdeauna pe cine să mai înghită. Iar noi, dacă suntem în această perioadă de plângere a păcatelor noastre, trebuie să cunoaștem cu adevărat ce înseamnă lepădarea de păcate și primirea lui Hristos în inima noastră. Următoarea denie este deosebită, fiindcă iată, Iisus Hristos va urma să aibă o ultimă cină. De asta, prin ultimele învățături în cuvânt, împreună cu ucenicii, care, bineînțeles, ne vor demonstra încă o dată că omul care îl trădează pe Dumnezeu prin păcat are nevoie de întoarcerea sa. Și mai apoi putem vorbi despre o ultimă denie care cuprinde ceva ce este cel mai profund pentru noi, însăși pătimirea Mântuitorului Iisus Hristos și până la jertfa pe Sfânta, pe cruce, arătând că crucea devenind sfântă prin jertfa sa, prin acest altar care va fi îndumnezeit de sângele Mântuitorului, va duce împăcarea omului cu Dumnezeu. Într-adevăr, este cutremurătoare această săptămână a pătimirilor Domnului. Trecem prin toate stările pentru a ajunge la bucuria cea mare. Părinte Cristian, ne puteți prezenta puțin modul în care s-a produs vânzarea lui Iuda? Da. Așa cum am amintit, vrăjmașul a iscodit în inima lui pentru a-l vinde pe Mântuitorul pentru cei 30 de arginți. Într-adevăr, lăcomia omului nu s-a oprit atât de ușor, ci chiar și-a trădat pe însăși învățătorul, pe care, urmându-l să-l vândă printr-un sărut, dacă bine ne aducem aminte, cu toți îl cunoaștem acest episod tragic din Sfânta Evanghelie, în care am putea să ne imaginăm cum în grădina Ghețimanie, întunecată fiind, cu
cum este și lumea, poate până înaintea venirii Mântuitorului, se așterne așa o liniște în care apar soldații care priveau cine este acesta Hristos. Iar, într-adevăr, vânzătorul acesta care se va ridica de la masa stăpânului și se va duce în să zicem așa, într-o relație cu vrăjmașul, în a-l vinde pe cel care i-a dăruit ce înseamnă cu adevărat viață, de a avea curajul să te întorci împotriva stăpânului care ți-a întins mâna, este cutremurător, fiindcă ne aduce aminte ceea ce se întâmplă și în zilele noastre, precum ce începe Părinte. O vânzare a lui Dumnezeu pe 30 de arginți, o vânzare a omului poate pe 30 de păcate sau pe 3 păcate, o vânzare a omului prin însăși viața pe care o duce de zi cu zi. Deși poate este greu să ne imaginăm ce s-a întâmplat în sufletul acestui om zbuciumat, care, așa cum ne amintește Scriptura, fur fiind căutat tot timpul ca să-și umple, zicem noi, punguța sa, iată că într-un final aduce multă durere. Iar soldații, cunoscând semnul vânzării Mântuitorului Iisus Hristos, prin acel sărut, cu toate că amintisem înainte de săruturile și lacrimile acelei păcătoase, iată vine un alt păcătos care va face chiar inversul a ceea ce a făcut păcătoasa, vânzându-L pe Iisus Hristos căpetenilor, pentru a fi dus într-o judecată lipsită de dreptate, într-o judecată, așa cum poate de multe ori găsim și noi astăzi între oameni, din păcate, o judecată care ar trebui să lipsească din inima omului și să înțeleagă că, de fapt, fără dragoste, fără înțelegere și înțelepciune, nu poți să săvârșești nimic în viața aceasta față de semenul tău. Și finalul lui Iuda a fost cu adevărat tragic. Și apropo de ce spuneați, dacă el ar fi avut curajul să-și mărturisească păcatul pe care l-a făcut, dacă s-ar fi îndreptat spre învățătorul său cu părere de rău, cu căință, eu sunt convins că Iisus l-ar fi iertat și nu mai trebuia să-și dea sufletul diavolului sinucigându-se. Pentru că el a căzut într-o stare de deznădejde și a dat seama ceea ce a făcut, dar în loc să revină pe calea luminii, el a preferat să meargă pe calea întunericului, ajungând să dea mâna cu potrifnicul, cu diavolul, prin sinucidere. De aceea este bine ca, indiferent ce păcate am săvârșit, să știm că nu trebuie să cădem în deznădejde, ci mereu să avem încredere în Dumnezeu, care nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Părinte Cristian, ați amintit înainte despre un alt mare eveniment din istoria mântuirii noastre, și anume despre cina cea de taină. Când a avut loc? Ce s-a întâmplat acolo? Ce importanță are acest eveniment, acest moment, pentru noi, creștinii de azi? Precucence, Părinte, așa cum ne mărturisește Sfânta Scriptură, cu două zile înainte de Paștele Evreiesc, iată, Hristos se hotărăște ca să ia cina împreună cu ucenicii săi, într-un simplu foișor, acolo adunându-se și, într-adevăr, se întâmplă un lucru pe care noi îl mărturisim în fiecare duminică la slujbă. Ne amintim de această cină, pentru că este una deosebită. Atunci când Mântuitorul a luat pâinea, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, și apoi binecuvântând paharul și dând ucenicilor zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, alegii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, amintind ceea ce urma să vină. Asemenea, și în Sfânta Liturghie, Părintele cu multă smerenie rostește cuvintele Mântuitorului, aducând aminte de această cină, pentru ca mai apoi, urmând provocarea prin rugăciune ca Mântuitorul Iisus Hristos să vină în această prescură și vin, în chip tainic, dar real, de a fi prezent în mijlocul nostru,
dar și în sufletele credincioșilor. Cina cea de taină are o însemnătate deosebită. Cum Iisus Hristos îi aduce pe toți la oaltă și le explică ceea ce urmează ca să se întâmple. Pentru ca ei să nu cadă, așa cum a zis și Sfinția voastră, să nu cadă în deznădejde. Cu toate că, într-adevăr, știm ce s-a întâmplat mai apoi cu ucenicii care s-au speriat și iată că frica din inima omului l-au făcut să se depărteze iar de Dumnezeu și mai apoi să-și plângă cu amar păcatele sale. Într-adevăr, aici este vestit și Iuda, cel care va vinde pe Mântuitorul și va pleca ca să se înțeleagă cu fariseii în privința prețului vânzării Mântuitorului, acceptă lucrul acesta și îl vinde pe Mântuitorul, între timp ce Iisus Hristos, iată, într-o cină, încearcă să arate ce înseamnă pacea și liniștea atunci când toți sunt la un loc. Și chiar Sfânta Scriptură pomenește lucrul acesta, zice ce bine este când sunt toți frații la un loc. Și poate că lucrul acesta ne duce uneori și cu gândul la frumusețea învierii Mântuitorului, a ceea ce înseamnă chiar și în familie, acasă. Cât de mult eu văd aici, fiind într-o parohie micuță, dar plină de viață, atunci când se întorc fiii satului, fiind plecați în străinătăți sau în alte localități, și stând la masă așa cu bunicii, cu părinții, aduc o adevărată dragoste la care toți ar trebui să participăm și să înțelegem că învierea Mântuitorului, de fapt asta înseamnă până la urmă iubirea lui Dumnezeu față de om, transformând această sărbătoare în ceva ce învie din nou, să zic așa, dragostea din familie. Pentru că avem nevoie, Părinte, avem așa nevoie este. De multă dragoste. Foarte bine ați punctat faptul că la cina cea de taină, de fapt, Hristos a instituit Sfânta Euharistie, taina Sfintei Împărtășanii, fără de care nu putem nădăjdui să dobândim viața cea veșnică din Împărăția lui Dumnezeu. Și credincioșii de astăzi sunt conștienți de însemnătatea tainei Împărtășaniei. Și chiar dacă ne găsim într-o stare grea din punct de vedere al vremurilor prin care trecem, fiind într-o stare de pandemie, într-o stare chiar de frică, cum bine ați spus, totuși credincioșii noștri își doresc cu ardoare să-și mărturisească păcatele și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos și vin la Sfânta Biserică, dornici să se unească cu Hristos, dornici să-și schimbe viața, dornici să rămână în comuniune cu Hristos, cu Dumnezeu. Și chiar dacă este mai greu acum cu mărturisirea și cu împărtășania, fiind nevoie de mult timp, totuși dânsii stau cu răbdare și așteaptă până când vine rândul fiecăruia. Pentru că și noi la Sfânta Biserică mărturisim și împărtășim, însă respectând și restricțiile care sunt acum în vigoare, procedând în așa fel încât să fie toată lumea mulțumită și fiecare persoană, în mod individual, se mărturisește și se împărtășește. De aceea nu pot să nu remarc răbdarea credincioșilor, deși durează mai mult, totuși dânsii așteaptă cu răbdare spre a se uni cu Hristos. Iar apoi când se împărtășesc copiii la fiecare Sfântă Liturghie, nu se poate să nu fii cuprins de bucurie și de emoție. Cum vin acei copilași ca niște puișori de pasăre și așteaptă să-L primească pe Hristos. Părinte Cristian, vă rog frumos să ne relatați câteva aspecte din procesul Mântuitorului și de asemenea câteva idei despre răstignirea Domnului și punerea sa cu trupul în mormânt. Preacucenice Părinte, parcă de la cina cea de taină, din grădina Ghețimani, începe cu adevărat calvarul pe care Iisus Hristos va trebui să-l poarte în spinare pentru întregul neam omenesc. Nici măcar pentru el am putea spune, ci pentru omul care, în păcat fiind,
nu a reușit ca să se înalțe spre Dumnezeu și a avut nevoie de acest ajutor, de această jertfă dumnezeiască. Iisus Hristos a avut parte de un proces nedrept, noaptea, pe ascuns, pentru că așa se săvârșește și păcatul, pe ascuns, ca să nu vadă nimeni. Și mai apoi, că vorbisem de taina spovedanii, așa este. De multe ori și credincioșii vin cu această problemă, poate uneori, și atragem aici o atenție pentru cei care poate se simt rușinați de anumite lucruri, să nu uităm că atâta timp cât am săvârșit păcatul și nu ne-a fost rușine, nu trebuie să ne fie nici rușine să îl mărturisim înaintea lui Hristos cu părere de rău și cu dorința de îndreptare, de a ne arăta că vrem să fim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Hristos, deși curat fiind, iată că omul a căutat o modalitate, vrăjmașul, să găsească un prilej de minciună sau de calomnie pentru a arăta că ar fi greșit, că nu este bine, că este împotriva lor. Și iată că mândria, dând mână în mână cu minciuna și cu toate celelalte, ajung să aducă un proces mincinos, un proces care va căuta moartea Mântuitorului Iisus Hristos. Într-adevăr, mai apoi, lucrul acesta ne dovedește și prin Pilat din Pont, cel care va căuta să vadă ce se întâmplă cu acest om, Hristos, cel pe care mulți îl vroiau, dintre acele căpetenii, să-l vadă răstignit pe Sfânta, pe cruce. Mai departe, este și greu de istorisit prin ce umilință, prin ce dureri și suferințe a trecut Mântuitorul din partea păgânilor, din partea semenilor săi și din partea oamenilor care cândva, așa cum au spus, au stricat Osana întru cei de sus, bine este cuvântat ceea ce vine într-un numele Domnului. Este dureros să știi că oamenii care au fost de față și au auzit cuvântul tău, oamenii care au văzut minunile Mântuitorului, totuși vor fi, să zicem, cu, cum se spune la țară, cu obloane la ochi, de a nu vedea adevărul din cauza vrăjmașului, din cauza lăcomiei, din cauza minciunii, să se ajungă, pentru ca Mântuitorul, până la urmă, acceptând fiind în această jertfă, pentru că este o jertfă acceptată, să ajungă să împace omul cu Dumnezeu printr-o jertfă supremă și dureroasă. Poate că omul de astăzi ar trebui să vadă lucrurile acestea, să caute Sfânta Scriptură și să citească printre rânduri, să vadă cu adevărat prin ce a trecut Mântuitorul. Și o pornesc asta așa ca și o dorință a mea și o provocare pentru credincioșii de astăzi, pentru că avem destul timp, din când în când, să luăm cartea aceasta, Biblia sau Sfânta Scriptură, să o ștergem de praf și să ne arătăm că suntem interesați de Cuvântul Mântuitorului, pentru că avem foarte multe de învățat, mai ales în ceea ce urmează în săptămâna aceasta mare. Iisus Hristos a fost biciuit, a fost scuipat, a fost pălmuit, i s-a pus coroană de spini pe cap și în semn de batjocură. Și lovit fiind cu o trestie, i se arăta de fapt că omul este puternic. Dar înaintea lui Dumnezeu nu este așa. Dar fiindcă este voia lui Dumnezeu ca Hristos să se aducă mielul de jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru omenirea întreagă, iată că lucrurile acestea s-au întâmplat. Iar cu toții, mai departe, să învățăm ce înseamnă drumul Golgotei, ca după toată această ostenială, suferință, să-și ia fiecare om crucea pe cum a luat-o Hristos. Sau dacă nu, măcar să fim ca și Simon Cirineu. Noi să stăm în stânga și El să stea în dreapta. Și să putem să reușim să ne ducem și noi crucea până pe dealul Golgota. Fiindcă este datoria noastră sfântă de a înțelege că dacă Hristos
s-a jertfit pentru noi. Cred că este o datorie sfântă așa noastră să ne jertfim tot pentru noi, pentru familiile noastre, pentru schimbarea ce ar trebui să aibă loc în sufletele noastre și în viața noastră și pentru a arăta lui Dumnezeu că putem să fim cu adevărat fii ai Săi într-o împărăție a cerurilor. Părinte Cristian, vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru dragostea cu care ne-ați primit în parohia dumneavoastră, dar și pentru învățăturile pe care ni le-ați transmis cu atâta dăruire. Și le rog pe Dumnezeu să vă ocrotească în continuare, dăruindu-vă multă sănătate, putere de muncă și să rămâneți la fel de capabil de jertfă cum ați fost și până acum. Iar noi vă asigurăm de dragostea noastră, de prețuirea noastră, dar și de prietenia noastră. Și în încheiere, aș dori să prezint telespectatorilor o carte recent apărută la editura Via din Cluj-Napoca, o carte pentru copii intitulată Bucuria iertării, al cărei text l-am scris eu și dedic acest text tuturor copiilor și tuturor părinților, pentru că este mare virtutea iertării. Hristos ne-a iertat pe toți. Dumnezeu ne-a iertat pe toți și ne iartă în continuare. De fapt, jertfa de pe cruce este o dovadă supremă a iubirii și a iertării dumnezeiești. Chiar pe cruce răstignit fiind, Hristos a zis: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Tocmai această virtute a iertării ne ajută să trăim în pace cu Dumnezeu și unii cu ceilalți. Iar Dumnezeu ne iartă dacă ne iertăm și noi unii pe alții. Și, Părinte, vă dăruiesc această carte pentru copilașii dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din suflet, pentru ce, Părinte. Vă mulțumesc și pentru bucuria pe care ne-ați adus-o aici în Sfânta noastră Biserică, în parohia noastră, în comunitatea noastră. Vreau să se vadă că parohia Săi este nu un colț uitat sau un colț lăsat, ci este un colț de rai, așa cum poate ați observat când ați venit în satul nostru. Este o localitate deosebită și îi îndemnăm pe cei care vor dori să vină, să ne facă o vizită. Vă mai așteptăm cu tot dragul, cât de repede, și să veniți să ne bucurăm împreună și cu alte, cu alte ocazii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dăruit în această zi binecuvântată. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Apropo de ce spuneați, când am parcat mașina în curtea bisericii și am ieșit din mașină, domnul Robi, din regie, a exclamat: Doamne, ce frumos este aici! Câtă verdeață! Câte flori! Ce miros! Ce aer! Și într-adevăr, așa și este. Iubiți telespectatori, îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar pe dumneavoastră vă rog să rămâneți lumină în lume, prin gânduri, cuvinte și fapte bune. Unde este credință, acolo este iubire. Unde este iubire, acolo este pace. Unde-i pace, acolo e binecuvântare. Unde-i binecuvântare, acolo e Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu, acolo lipsă nu e. Să rânduiască Dumnezeu să ne reîntâlnim cu sănătate, cu pace și cu bucurie. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!